Autoritățile promit de ceva timp că în zona Italsofa se va construi un pasaj suprateran pentru a decongestiona traficul. Acum s-a ținut și licitația pentru constructor, contractul a fost semnat și nu mai rămâne decât să înceapă lucrările. Dintre cele patru firme care au prezentat oferte, a fost aleasă o societate cu sediul central în Cluj-Napoca. După cum spune președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, valoarea proiectului este de 78 de milioane de lei, iar finanțarea a fost asigurată prin Programul Național de redresare și reziliență. Pasajul va avea o lungime de 680 de metri, 13,6 metri lățime și trotuare de câte 2,5 metri fiecare. Constructorul s-a angajat să predea lucrarea în termen de 12 luni de la atribuirea contractului. Ionel Bogdan precizează că, dată fiind importanța acestui proiect pentru municipiul Baia Mare, a solicitat să se respecte acest termen. Prin realizarea pasajului se va fluidiza traficul, care în această zonă este extrem de aglomerat, mai ales la orele de vârf. Pasajul va fi conectat la centura metropolitană și va fi punctul de legătură între Baia Mare și centura ocolitoare a orașului.